Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, este alături de mine în studio, dar credința mea e că domnul Geoană în următorul an e mai mult candidat decât secretar general. Nici vorbă? Așa îmi spune? Nici vorbă? Nici vorbă. Nici vorbă? Nu. Nu? Una e una și alta e alta. Cred că și voi vă faceți job-ul aici. Da. Profesionist și eu mă fac profesionist, deci nu e vorba. Ah, un lider politic român și un lider internațional care vorbește, care grăiește, care și scrie, asta e altă discuție, dar nu e niciun fel de... În debutul cărții... Așa scrie, chiar pe pagina a doua, adică am să nu-și facă nimeni, se pazi un pip, zice da. René Magritte, faimosul suprarealist. Asta nu, dacă scriu ceva, nu înseamnă că e un anunț. Ziceți de... așa, totuși această carte nu este niciun program electoral. Mircea Geoană lansează o carte în această după-amiază la Târgul Gaudeamus, la ora 18, la Romexpo. Cine vrea să întâlnească cu dumneavoastră poate să meargă acolo. Ziceți așa, totuși această carte nu este niciun program electoral. Acum, domnule Geoană, bine ați venit întâi de toate. Așteptările tuturor sunt și ne uităm și noi, să uită și publicul imediat, o să intrați în direct cu el. Așteptările tuturor sunt legate de o candidatură. Adică vă văd des în România? Aveți treaba dumneavoastră la NATO, ok, este adevărat, e o chestiune bună, aș zice, pentru societatea românească, foarte bună că un român e prezent acolo. Dar trebuie să lămurim asta. Sunteți în turneu preelectoral? Vă doriți această candidatură? Eu sunt un om care deja e vaccinat cu politica românească și sunt un om mult mai circumspect față de ce înseamnă politica românească. Am un interes imens față de România și de bătălia pentru viitorul României, ceea ce scriu în carte, asta e altă mâncare de pește. Deci, am toată libertatea, unu, să-mi fac datoria profesionist până în ultima zi de mandat la NATO, așa este corect, așa e moral, așa e profesional, nu fac niciun fel de derogare de la această regulă pe care cred că o înțelege toată lumea. După ce termin la NATO, ne mai întâlnim, mai discutăm, mai facem poate când, un pic de... Când e finalul mandatului nostru? În mod normal, noi avem contracte de 3 ani de zile la NATO, inclusiv secretarul general. Și el a tot fost prelungit, acum îl face al 10-lea an și va pleca în septembrie. Eu am o prelungire de un an și de încă un an de zile față de contractul inițial, deci probabil că am făcut destul de bine dacă m-au rugat să mai stau. Și în mod normal am contract până prin octombrie undeva, că se fac 5 ani. Deci... Se poate termina mai repede, nimeni nu te ține legat de glie acolo, dar contractul meu este până în octombrie. Ok. Dacă, să zicem, că vă propune cineva să continuați, domnul Stoltenberg, dacă rămâne, sau viitorul secretar general al NATO, sau cum să face, ați continua la NATO? În primul rând este să aliații să aleagă un nou secretar general. Este un proces care aparține exclusiv aliaților, inclusiv poziția mea. Eu nu sunt doar primul om din Est care ocupă jobul ăsta, sunt primul politician care ocupă jobul numărul 2. De aceea pentru mine nu este indiferent procesul de selecție a noului secretar general. Am lucrat cu Jens Stoltenberg ca doi prieteni foarte buni, deși știam dinainte din politică. Am și un pasaj mic în carte în care... povestesc cum s-a întâmplat întâlnirea noastră de la NATO când m-a recrutat și mi-a dat jobul ăsta. Deci, am foarte, foarte multă grijă față de organizația pe care o slujesc, este foarte importantă, și de aceea o să iau împreună cu secretarul general, eventual cu nou secretar general, decizia potrivită la momentul potrivit. Ok. Deci, este un lucru pe care rog să mă înțeleagă lumea, mă oprește lumea pe stradă și mă întreabă, domnul Geoană candidat, și le spun sincer, nu știu, am o treabă de făcut, după ce termin acolo, mai discutăm și vedem ce facem. Adică, dacă s-ar sfârși funcția dumneavoastră la NATO, ea s-ar sfârși de drept în octombrie 2024... cu o lună de zile înainte alegerilor prezidențiale. Ceea ce vreau musai să fac este să lucrez împreună cu secretarul general pentru summitul de aniversar de 75 de ani de la înființarea NATO, e în iulie la Washington.
Deci pentru mine momentul culminant al anului viitor, pentru noi ca organizație, nu doar pentru mine ca lider politic român sau din NATO, este să avem un summit de succes. Înțelegeți însă nevoia societății românești de a lămuri aceste aspecte? O înțeleg și o respect. Da. Și nu pot spune că nu sunt măgulit de faptul că în sondaje lucrurile arată bine, probabil că o să arate și mai bine. Nu spun asta, că oameni suntem, Doamne ferește. Dar vreau ca lumea să mă înțeleagă că nu e aici fandoseală sau altceva. Pur și simplu, am o obligație profesională, morală și politică să-mi slujesc organizația. Apropo, până ultima secundă de mandat. De ce figurați în sondajele acelea? Asta nu mă întrebați pe mine. Vă pun ei așa în mod independent? Păi nu v-a întrebat nimeni vreodată? Păi nu știu, întreb și eu. Lumea mă întreabă, dar răspunsul meu și în familie este același. Că mă întreabă și copiii, mă întreabă și soția, mă întreabă și prietenii mei cei mai apropiați. Băi, Joana, ce faci? Băi, Mircea, ce faci? Tati, ce faci? Și spun, o să ne hotărâm după ce terminăm jobul la NATO. Să vedem ce să le spuneți ascultătorilor. Haideți să vorbim un pic despre acest, dumneavoastră îi spuneți carte, dar el este un program de țară mai, sau ea este mai curând un program de țară. Are pasaje așa, despre redobândirea respectului și reclădirea încrederii, despre patriotism și puterea ideilor, despre modul în care se dezvoltă România. Aveți un capitol care se numește Avem o țară bogată, ce facem cu ea? Și proiectul național, chiar așa îl denumiți. Adică, până la urmă, mă uit pe toate astea, de ce sunteți preocupat de un proiect național al României? Și pentru că asta ar presupune și o calitate în care să-l puneți în practică. Da sau nu? Eu cred că un om cu experiența mea și cu, mai ales ultimii ani de zile, m-au dus la o înțelegere a lumii și a evoluțiilor pe care n-am avut-o înainte. Și cred că am obligația să spun că e un moment foarte complicat, că e un moment cu riscuri și oportunități, și cartea aceasta este, dacă vreți, o încurajare. Spun undeva în carte, îl citesc pe Mircea Eliade, care undeva, cred că prin 1925, în perioada aceea de derută un pic, între războaie, complicată, de construcția României mari, de găsirea unor echilibre în interiorul societății, o perioadă foarte complexă. Și îl citesc pe Mircea Eliade, care spunea, cred că în 25 sau în 27, că simte că generația lui este o generație fără misiune. Eu am avut sentimentul, vă spun asta la modul cel mai onest, și am fost și sunt foarte mândru, că am jucat un rol decisiv în integrarea euroatlantică a României. Am ridicat steagul la NATO, m-am bătut ca nebunul la ambasador la Washington să-i convingem pe americani să ne ia și să ne accepte. Am închis negocierile de aderare la UE în 2004, am fost absolut convins că misiunea generației mele s-a încheiat odată cu integrarea euroatlantică. Am crezut cu toții, da. Am crezut că se rezolvă problemele mai structurale ale țării, culturale, politice, meternele noastre, preocupările noastre prin simpla integrare în Occident, m-am înșelat. Și sensul că generația noastră are încă un cuvânt de spus în a spune că este momentul să scriem următorul capitol al proiectului național. Și vă spun fără niciun fel de enfază, am un puternic instinct istoric în mine. Asta nu știu de unde e, poate meseria m-a format așa, că fac meseria asta de niște ani buni, și am un sentiment de inflexiune istorică, și am un sentiment că e un moment în care trebuie să încerc să dai o direcție, dacă o voi face dintr-o poziție instituțională sau dintr-o poziție privată. Am trecut și prin viață privată, am trecut și pe la ONG-uri, le-am făcut pe toate viața mea. Deci, dacă veți citi cartea asta, sper să găsiți acolo câteva gânduri care sunt perfect oneste și care cred că ar putea să ne aducă la următorul pas. Care e următorul pas? E o întrebare foarte bună. Păi, unde să fie următorul pas decât în Clubul Țărilor Dezvoltate din Europa? Unde poate să fie în altă parte? Adică, ce valoare adăugată dați dumneavoastră României? Clipa de față are o valoare strategică colosal de mare. N-am avut niciodată, dacă ar fi o bursă a valorii strategice de întrebuințare a unei țări, România este azi probabil cea mai necesară, relevantă, strategic țară din toată zona asta, împreună cu Polonia, fără îndoială, nicio îndoială, nicio îndoială. De ce? Pentru că geografia și bunul Dumnezeu, care ne-a dat geografie și istorie complicate, e nevoie. E nevoie în Marea Neagră, e nevoie către Caucaz, e nevoie în Orientul Mijlociu, e nevoie în Balcan, e nevoie peste tot. E Rusie, e război. Și în Sud e, Doamne ferește, război. Deci valoarea de întrebuițare a României este gigantică în acest moment. Unde văd eu că este mult de muncă, este de a transfera dividendele relevanței strategice în dividende economice și de influență. E normal să fie așa. Dacă eu sunt important și ai nevoie de mine, nu e normal ca eu să vin cu o propunere în care să mă ridice cu țara? Nu să... E bine să ai geografie utilă, dar nu convine să ai o țară care se descurcă. Care e propunerea?
de fapt. Propunerea este de a încerca să vedem, unu, o constatare a mea, și nu este una politică, este una cetățenească, civică. Eu cred că modelul nostru de organizare în politică, chiar și la nivel constituțional, modelul economic, contractul social, sunt perimate, sunt epuizate. Pentru că noi am crezut că ne va tracta Occidentul și într-un fel s-a întâmplat. Într-un fel s-a întâmplat. Problema este că în clipa de față în România, primele 10 mari orașe produc 80% din PIB și restul țării, restul. De acolo au plecat milioane de tineri în Occident, în căutare de altceva. Deci eu spun că în clipa de față de să ne punem toată țara în valoare, să creștem și în orașele mici, să vedem mediul rural unde mai este dinamism economic, cum? Să folosim faptul că vine Ucraina și Moldova, vin amândouă către Europa și să deschidem și estul României. Dați-mi către un exemplu, pe care cum ați dezvolta orașe mici din România? Eu cred că rolul statului este unul foarte simplu. Să meargă acolo unde sectorul privat nu are interesul, nu are profitabilitatea sau resursele să meargă, să deschide noi piețe. Unde nu merge sectorul privat? Păi nu merge în locurile mai sărace din România. Este evident, acolo trebuie să vină sectorul public. Cu investiții de la guvern, de la bani europeni, local. Să creeze condiții ca sectorul privat să vină și să crească și tecuciu. Să trăiască, pentru că și acolo trăiesc mulți oameni din țara asta și în mediul rural. Iar a doua chestiune, sunt un fanatic, conduc și inovarea la NATO, sunt un fanatic, un absolut convins că dacă venim cu o cultură, cu un mindset de inovare, de la cum faceți voi presă de calitate, până când facem politică sau facem economie sau facem orice altceva, tehnologie, eu cred că dacă am ridica de jos în sus restul țării și am trage de vârf în sus prin inovare economia țării, România ar putea să facă în 10 ani de zile. Dau acolo exemplu Irlandei în mod abundent. Irlanda e o țară mică, a fost foarte săracă. Le-au plecat irlandezii pe capete, cum ne-au plecat și nouă. Astăzi Irlanda este în primele 10 economii ale Europei. În primele 10 economii ale Europei. O țară care este un sfert cât România. Dacă mie îmi spuneți că România n-ar avea mai bine organizată, mai bine rânduită, potențialul să se ducă mai departe, înseamnă că mă las de meserie și vă promit că nu mai scriu nicio carte în viitor. Ok. Bine, sunteți de acord să stăm de vorbă cu cetățenii care poate sună absolut. Și de la am și promis ultima dată, că mi-a invitat. Am promis data trecută și vreau să mă țin de cuvânt. Îmi pun și căștile. 0372069599. De acum începe dezbaterea noastră. Știți că e la liber, noi nu verificăm aici. Oricine poate întreba orice, de la orice subiect este deschis. Eu v-am invitat să vorbiți despre posibilă candidatură, despre ce așteptați la un candidat la președinție și cu ce proiect de țară ar trebui să vină candidații. Da? Cristian, salutare! Alo, salut! Te ascultăm! Eu aș avea o întrebare pentru domnul Gioan, nu? Aș putea să fac și o introducere scurtă de 60 de secunde. Dacă ar fi să candideze, cred că l-aș vota. În sensul că e un candidat mult mai bine pregătit decât domnul Ciolacu și pe domnul Ciucă nu l-aș alege pentru că a fost cadru militar. Mie nu-mi plac oamenii care fac politică și au fost militari. Na, e o chestie personală, să zic așa. Și întrebarea pentru domnul Gioan ar fi, rolul președintelui e să strângă forțele politice la masă și să numească un prim-ministru. Întrebarea este dacă e bună această alianță între PSD și PNL, care este în față la guvernare. Aș vrea să știu care e părerea domnului Gioan. Mulțumesc, Cristian, și pentru aprecieri. Rămâneți aici la telefon, vă rog. Eu unul cred că am fost într-o profundă greșeală în acești 30 de ani când am crezut că rolul președintelui este să adune partidele. Da, trebuie să creeze o majoritate, trebuie să fie respectuos cu opoziția, asta e rolul unui președinte, să fie un arbitru independent, oricum deasupra partidelor. Eu cred că rolul președintelui, de fapt, este să țină națiunea unită și să poată să fie convingător și să aducă segmente de public care unii votează cu un partid, alții nu votează deloc, alții votează exclusiv la prezidențiale. Este incredibil cât de mult interes este pentru alegerile prezidențiale, istoric vorbind. Deci da, de să lucrezi cu partidele, că asta e o democrație, ai nevoie de guvern, de majorități, ai nevoie de o opoziție cu care să discuți, pentru că ai nevoie să vorbești cu sistemul politic. Dar cred că am făcut o mare greșeală reducând rolul președintelui într-un fel de om care face și desface guverne. Da, trebuie să o facă, asta e rolul său constituțional, dar cred că rolul mai important al partidului, al președintelui, să țină țara unită, inclusiv cu diaspora. Pentru că asta e de fapt. Dar să nu ocoliți răspunsul la întrebare.
Asta cred eu că ar trebui să facă un președinte în spiritul și litera Constituției. V-am întrebat dacă PSD, alianța PSD-PNL e o alianță bună. Cred că a fost o alianță utilă în momentul respectiv. Era o criză politică, era după pandemie, nu cred că e o chestiune profund greșită. La un moment dat, dacă se perpetuează mari coaliții, așa se numește, stânga-dreapta, riscul este la un moment dat, dacă nu livrezi promisiunea pe măsura dimensiunii acestei majorități, să șubrezești ce numesc eu centrul democratic. Asta este, de fapt, riscul. Și că... cum apreciați activitatea guvernului PSD acum? Nu fac comentarii, nu fac un comentariu, cred că oamenii sunt cei care pot judeca, dar spun din punct de vedere strict politic... Ca să întreb din poziția dumneavoastră, nu pot comenta politica internă în detaliu. Dar ceea ce pot să spun este că la anul avem cele mai importante alegeri din ultimii 30 de ani, nu exagerez, și nu pentru că avem 5 rânduri, nu sunt 4. Pentru că turul 2 de prezidențială e o alegere independentă. Dacă ați fi președinte... Și că acolo românii trebuie să decidă care este preferința lor și pe cine vor să vadă în viitorul parlament. Dacă ați fi președinte, l-ați spune premier pe Marcel Ciolacu? Aș respecta, dacă ar fi în situația respectivă, preferința electoratului. Deci dacă e un partid care câștigă alegerile parlamentare, în mod firesc trebuie să te îndrepți către el sau și către el pentru a vedea ce majoritate e făcută. De ce puteți accepta orice? Un președinte poate accepta orice candidat? În clipa în care ai de format o majoritate, trebuie să fii respectuos față de votul românilor, asta spun eu. Cristian, mai ești acolo? Da, ascult. Am observat că la început s-a ocolit răspunsul direct. Nu vreau să mă bag, după aia citește lumea diferit afirmațiile mele și nu vreau să amestec. Da, am înțeles, perfect. Dar înțeleg în sensul întrebării tale și îți mulțumesc pentru ea. Aș mai avea o întrebare. Sigur. Dacă se poate, și ultima. Forma o majoritate parlamentară între Partidul AUR și PSD. Presupune, facem un exercițiu de imaginație. L-ați putea numi pe George Simion prim-ministru, spre exemplu? Nu lucrez cu exerciții de imaginație. Cristian, cu mare drag, nu intru în chestiuni speculative. Să voteze românii la alegerile parlamentare și după aia discutăm. Dar Partidul AUR îl considerați un partid extremist? Mi-aduc aminte cu multă intensitate de o discuție pe care am avut-o la Roma. Mai țineți minte Partidul 5 Stele, 5 Stele? Da. Cu Beppe Grillo, cu comedianul? Da. A fost un fenomen fantastic de viral, în sensul bun. A explodat efectiv pe scena politică italiană. Și am fost la o discuție cu ASPA în Italia. Eu am fondat ASPA în România și avem o familie internațională în care ne întâlnim. Și era un tânăr avocat care fusese ales pe listele lui 5 Stele, băiat spilcuit, cu vorba la el, italian, avocat. Și a fost o discuție în contradictoriu între italieni. Ba, că sunteți extremiști, că sunteți nu știu cum, că sunteți nu știu ce. Și omul a pus o întrebare interesantă, adică a răspuns, a contrat foarte interesant. A zis, mai, care e problema? Cine-i de vină? Că e atât de multă lume nemulțumită încât votează pentru o variantă mai radicală. Eu folosesc cuvântul radical. Adică partidele clasice care... au creat nemulțumire sau noi că știm să fructificăm deci, aceste voturi? Considerați Partidul AUR drept radical? Eu cred că radicalismul este o expresie a vremurilor noastre. Președintele Macron, când a câștigat primul mandat, a venit pe un centru radical. Adică cred că lumea are nevoie de soluții un pic mai îndrăznețe. Chestia asta cu incrementalul, cu pas cu pas, nu mai răspunde nevoilor și așteptărilor publicului și a vremurilor pe care le trăim. Mulțumesc, Cristian. Florin, salutare, ești cu Mircea Geoană la România în direct. Cu respect, salut invitatul dumneavoastră și pe dumneavoastră. Și aș avea și eu două întrebări adresate domnului Mircea Geoană, tot respectul pentru dumnealui, pentru că ne reprezintă țara la un nivel extraordinar de mare, mai rar persoană ca dumnealui. Prima întrebare. Dumnealui ar candida anul viitor și dacă da, din partea cărui partid?
Iar cea de-a doua întrebare, dacă vede cu ochii buni coaliția aceasta PNL-PSD? Nu mai ce-a răspuns la asta, dar la prima întrebare e chiar interesant, din partea cui ați candidat. Încă o dată, Florian, mersi mult pentru, și pentru aprecieri. Sunt și eu mândru că reprezint România la nivelul ăsta. Sper să vină alții mai tineri după mine care să meargă și mai sus, că e loc pentru toată lumea, și în UE, și în NATO, și în UNU, peste tot. În carte încerc să explic nu ceea ce am decis să fac, pentru că încă nu am decis cum o să fac, dar am vorbit despre nevoia unui președinte independent. A spune mai degrabă un președinte nedependent față de partide. Pentru că trebuie să lucrezi cu partidele. Ai nevoie măcar în formarea majorității, cum întreba Cristian puțin mai devreme, de partide. Lucrezi cu partidele. Dar cred că a venit clipa ca în România, indiferent cine va fi acel candidat, să fie cineva care să fie un pic deasupra intereselor inevitabil mai înguste de partid. Adică cum, deci, să fie un președinte independent, să fie sprijinit de cine în alegeri? Sau de cine? De cine dorește să susțină. Poate să fie partide, poate să fie ONG, poate să fie cetățenii. Adică o platformă publică la care se alipește cine își dorește? Așa a câștigat președintele Macron ca independent în Franța, cred că poate merge. A câștigat președintele Cehiei la fel, a câștigat președintele Lituaniei la fel, a câștigat președintele Sloveniei la fel. Nimic împotrivă. Și se lipește aur la platforma asta? Încă o dată, vorbim despre ipoteze... Da, e o ipoteză în care un președinte despre ipoteze. E o ipoteză de luat în calcul. Un președinte independent care să fie... Eu nu pot să, nici să anticipez ce se va întâmpla. Spun că dacă ar fi astăzi să fie un candidat care să întunească simpatiile publicului, este loc pentru prima oară în 30 de ani și asta arată foarte clar starea de spirit a publicului. Vorbesc mult cu diaspora, vedem sondajele, este loc pentru un președinte care să fie deasupra partidelor. Cine îl susține, e altă conversație. Ce credeți despre PSD-ul actual? Ce se întâmplă? E un partid în care m-am format, l-am condus. Eu am afecțiune profundă pentru el și mai ales pentru publicul PSD. Am prieteni acolo. Acolo am muncit, am făcut zeci de mii de campanii, am alergat în toate coclaurile. Eu iubesc enorm de mult publicul PSD, țin la el foarte mult. Dar asta nu înseamnă că după ce trec anii și după ce faci un pic de detox de politică militantă, cum am făcut eu, nu te uiți un pic mai larg. Eu sunt un om cu valori profunde stânga, eu cred că e nevoie de mult mai multă atenție pentru problemele care frământă oamenii obișnuiți din țara asta, că sociale, că sunt economice, că sunt identitare. Deci am cu... E ca și cum ai spune, știi ce, locul de muncă sau experiența care am avut-o într-o viață anterioară, o aruncăm la coș. Nu. Am prieteni acolo și sunt foarte mulți oameni cine de bună sunt calitate. Cine sunt prietenii noastre acolo? Foarte mulți. Și... din conducere și primari și cine simpatizanți. Nu intru acum, că după aia nu vreau să creez competiție. Domnul Ciolacu e voie prieten? Este... ce se întâmplă? Eu am mai văzut filmul ăsta. Adică? Adică am fost în situația lui Marcel. Și eu am luat partidul într-un moment, știu cum este când îl iei, știu cum este când încep să te așezi puțin în scaun. Deci mă uit de multe ori cu, cum se spun, cu detașare și cu benevolență, dacă vreți. Ăsta e cuvântul. Pentru că am văzut filmul ăsta și știu că nu este ușor deloc. Nu este ușor deloc. E ușor să critici, e mai greu să conduci un partid de complicat. Uneori mă uit cu amuzament și detașare, nu doar cu bunăvoință. La domnul Ciolacu? Nu, în general la politica românească. Aha. Dar ce e amuzant la domnul Ciolacu? Nu, spun pentru că zâmbesc... Pentru că am trecut și eu prin faza aia. Am fost în filmul ăla, am jucat și eu filmul ăla și de aceea, văzând cum unii fac și aceleași greșeli și... Dar ce greșeală? Nu, faci greșeli ca lider. Dați-mi un exemplu. Nu contează asta, nu vreau să intru în comentarii. De ce să nu conteze? Pentru că nu e treaba mea să comentez ce face un prim-ministru sau un șef de partid. Da, un prim-ministru v-a comentat ieri, exact de la acest microfon. Vreți să-l auziți pe domnul Ciolacu? Vă rog frumos. După ce am văzut sondajele, părerea mea că nu mai are rost să avem alege. De ce? Păi da, sunt câștigate. De cine? De domnul John. Am văzut 27% ultimul sondaj, nu chiar câștigate. Dar iau o treime. Mai are rost să nu mai facem. Părerea mea că nu mai are rost. Am o reținere de președinții Partidului Social Democrat, care când s-au supărat pe partid și au făcut alte
Domnul formațiuni politice. Domnul Ciolacu a fost dat afară după ce a pierdut domnul Ponta alegerile. Adică... Marea majoritate a președinților... domnul Ponta e altceva, dar e consilierul dumneavoastră, văd că n-aveți reținere. Marea majoritate a președinților PSD au fost dați afară. Eu sper că nu o să fiu exclus și n-am nicio problemă. Partidul va decide. Aș vedea totuși un om mai de stânga și mult mai aplicat și încă învârtoarea realității din România. Nu cred în ciorbe reîncălzite. Se dar într-un candidat comun? Da, aici răspunsul a rămas în aer, îl găsiți în înregistrare. Așa, ciorbă reîncălzită. Deci tot cu detașare și amuzament. Eu înțeleg la modul cel mai serios frământarea pe care o are Marcel. Care frământare? Frământarea este că dacă nu livrează la prezidențiale, viitorul său politic este în mare cumpănă. Adică... Știi asta, știm asta. Eu am câștigat alegerile și m-au dat afară de două ori din partid. Da, da, da. De asta e foarte interesant că dumneavoastră spuneți că... Asta spune de fapt. Asta spune de fapt, cred. Marcel este frământat de faptul că trebuie să livreze ca lider al partidului câștigarea prezidențială. Adică domnul Ciolacu va candida. Problema dânsului, nu știu. Dar cum? Așa sentiment v-a dat. Deci, ca să explicăm publicului... Mi-a dat sentimentul că este frământat. Da? Că este frământat de faptul că trebuie să livreze la 5 rânduri de alegeri anul viitor, inclusiv a 5-a alegeri care e turul 2 de prezidențiale, care știe și el, cum știu și eu, că este foarte greu de câștigat. Nu v-a dat sentimentul că v-a spus v-a închis ușa la PSD? N-am niciun fel de sentiment de genul ăsta. Și... Fie vorba între noi, e treaba dânsului, e treaba lui Marcel și a partidului. Dar dumneavoastră a stat vreodată de vorbă cu domnul Ciolacu pe tema asta? Am stat, dar nu cred că e o chestiune de discutat în public. Dar cum să nu fie? Nu este. Dar despre ce a stat de vorbă atunci? Despre viață, politică și viitor. Adică a stat de vorbă despre viitorul acestei țări și candidatul la președinție. Când a avut loc discuția asta? Sunt chestiuni care sunt în zona privată și trebuie să rămână acolo. O candidatură la președinție nu poate să fie o chestiune privată. A, dacă se va formaliza, nu o să mai fie privată, o să fie publică. Deocamdată nu e niciun fel de candidatură, deci nu avem ce despre ce discutăm. Deci nu v-ați întâlnit pe teme NATO? Am discutat și pe teme NATO, discutăm relativ frecvent. Ok, dau deoparte. Deci vorbim despre viitor, v-ați întâlnit cu Marcel Ciolacu, i-ați cerut sprijinul? Deci, discut cu el, discut cu alții politici din România, pe chestiuni profesionale, relativ frecvent. Dar cu cei de la PNL ați discutat? Discut cu lideri PNL, sunt mulți dintre ei europarlamentari, mă văd cu ei la Bruxelles. Deci, a discuta cu lideri politici nu înseamnă că faci planuri de viitor. Dar cu președintele Iohannis ați vorbit în ultima vreme? Cred că am vorbit acum ceva timp. Am întâlnit cu dânsul, am vorbit cu dânsul mai rar în ultima perioadă. Mai știți ce face președintele Iohannis? Turneul lui african l-ați văzut? N-am uitat, dar nu cred că e un subiect care să mă preocupe. Nici costurile avioanelor prezidențiale nu vă preocupă? După ce revin în viața publică românească, vă răspund cu mult mai multă dibăcie la aceste întrebări. Nu-i treaba mea să comentez ce fac lideri din țări aliate. Nu-i treaba mea. La NATO aveți avion din ăsta? Nu. Avem funcție de nevoile secretarului general, închiriem transparent ce? Avioane cu care se deplasează. De asta de lux? Avioane cu care se deplasează. Da, am înțeles. George, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și stimabil invitat, vă salut domnule Gioana. Domnule Gioana, vreau să vă întreb, știu că aveți în familie un caz, o problemă cu un cumnat care e condamnat și nu prea am auzit lămuriri din partea dumneavoastră în ultima vreme și ca un posibil candidat la prezidențiale și un reprezentant al României la NATO, ne puteți face câteva lămuriri legat de cum veți proceda dacă veți intra președinte? Stați că nu știe toată lumea, domnul Costea este condamnat definitiv la 6 ani de închisoare, este de negăsit din luna mai. Deci, e un subiect pe care cred că l-am clarificat după ce instanța și justiția s-au pronunțat. Nimeni nu este în afara legii, toată lumea trebuie să se supună legii și rigorilor sale. Absolut. Poate să fie și oricine altcineva. Deci pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Trebuie să respecte deciziile și consecințele deciziilor legii. Când ați vorbit ultima dată cu el? N-am vorbit de câteva luni bune. Dinainte de sau de după sentință? Înainte, cred că am vorbit puțin, dar contactele practic au întrerupt. Și ce l-a sfătuit acum, dacă ar fi să vă audă?
să vină și să facă ceea ce trebuie să facă orice cetățean al României. Nu există excepții pentru în fața legii. Nu există așa ceva. Și cu, cum să spun, cu toată prietenia, nimeni nu are dreptul să se eschiveze în fața legii. Dar familia i-a trimis mesaje pe tema asta după data din luna mai? Nu știu, știu că nu am discutat cu el de câteva luni. Știu că a avut probleme de sănătate, asta știu, dinainte să... Ce înseamnă câteva luni, domnule Gea? De câteva luni bune, de când a fost instanța. De când a fost decizia respectivă, n-am mai vorbit cu el. Înainte l-a sfătuit, dacă ar fi fost condamnat, l-a sfătuit când a vorbit înainte de condamnare să rămână, să predea? Evident că da. Cum se face altfel decât să te supui rigorilor legii? Asta se pare că nu prea a fost convingător, din păcate. O să vedem. Dacă îmi permiteți încă o întrebare, știu că înainte de alegerile pierdute în fața domnului președinte Traian Băsescu, ați avut o vizită în Rusia. Ne puteți spune unde și la cine ați fost și de ce ați fost? Deci 2009, aduc eu aminte. Asta cu domnul președinte Băsescu și câștigatul alegerilor, avem opinii diferite. Dar, mă rog, da, am făcut o vizită pe 27 aprilie 2009. Informând Ministerul de Externe și cunoscând foarte clar și de către SPP că mă duc acolo pentru un contact absolut de nivel diplomatic, nimic altceva. V-ați întâlnit cu unul dintre consilierii președintelui Medvedev? Întâlnirea a fost aranjată de Boris Golovin, om de afacere cu interese în domeniul energetic. Asta e informația hot news, da? Al cui informație? Hot news de la data respectivă. Hot news se înșală, nu e prima oară. Dar cum a fost? Cum să fie? A fost o vizită anunțată pentru... Nu era Rusia de acum. Deci a fost o vizită pe care statul român a cunoscut despre... Dar când a fost Rusia altfel, domnule președinte? Domnule Gean, când a fost Rusia altfel? A fost vreodată altfel față de acum? În 1997, în 1997, vorbind de NATO, am avut un consiliu NATO-Rusia. Președintele Medvedev a fost la summit-ul NATO, dragul meu prieten. Deci nu întotdeauna lucrurile sunt cum dar arată astăzi. Era, nu vreau să scuz nimic, nu cred că a fost o idee fericită. Dar dacă insinuați cumva, ascultă-mă atenție, George. Dacă insinuezi altceva, vreau să spun... Nu. Atunci suntem pe aceeași chestie. Deci, dacă crezi că cineva ajunge în poziția asta la NATO cu vreo urmă de suspiciune cu privire la loialitatea față de alianță și față de valorile noastre occidentale, da, înseamnă că vorbim despre altceva. Vreau să subliniez, v-am întrebat, că știu că sunteți un om integru și nici nu-mi fac griji. Da. Care? Eu am rămas nelămurit. Care a fost scopul vizitei la data respectivă? Ce ați vorbit cu omul acesta de la Medvedev? Așa cum vorbești cu țări vecine și cu alte țări. Credeți că a fost oportună vizita dumneavoastră în momentul alegerilor, în momentul în care... Retrospectiv, nu a fost o idee bună. Asta sunt de acord. Am înțeles. Ok. Rămân nelămurit asupra chestiunii, că nu înțeleg ce... Erați președinte al Senatului, da? Că da. Nu înțeleg care a fost discuția, adică ce dosar era pe masă. Dosarul Moldova, dosarul energetic. Haideți că au trecut 15 ani, deci... Tocmai pentru că au trecut 15 ani, încerc să discut despre ce se întâmplă acum și în viitor. Dacă vrei să mergem în zona aia, acum are plăcere. Păi dacă o să fiți președintele României... Nu, lăsați-mă asta cu președintele României, că parcă adică nu se face președintele României sau anunț de candidatură în felul ăsta. A, nu, asta de acord. Păi dar întrebările sunt legitime. Sunt absolut legitime și sunt foarte deschis să le răspund, așa cum o fac. Păi da, dar asta că nu mi-ați răspuns. Că asta eram curios. Ți-am răspuns ceea ce se întâmplă la o discuție oficială cu parteneri din străinătate. Ce să fie altceva? Decât o discuție normală despre diplomație, despre situația internațională, ce poate să fie altceva? Să știți că în 2000... Câți ani ar fi trecut de la alegerile prezidențiale din România? 2019, cred. Domnul Iohannis a deformat spațiul public românesc prin nevoința, aș spune, de a face o dezbatere prezidențială și prin faptul că a refuzat de atunci încoace să răspundă foarte multor întrebări despre modul în care conduce România, despre modul în care face România. Deci sunt 5 ani de când domnul Iohannis a schimbat regulile jocului în România. Acum, dumneavoastră, profitați de schimbarea asta a regulei jocului și trebuie să dați românilor care au dreptul la întrebări legitime și la răspunsuri după 4 ani. Deci, vreau să clarificăm încă o dată. Adică, răspund cu mult drag la orice întrebare,
Dar nu de pe ipoteza că voi candida la președinția României. Asta vreau să clarific. Bun, dar dați de parte ipoteza. Iar ce s-a întâmplat în România în acești 10 ani sau 15 ani sau 20 de ani cu domnul Băsescu, cu domnul Iohannis, e o discuție pe care trebuie să aveți voi între voi, nu cu mine. De ce noi, nu e treaba mea să discut despre lideri aliați. Discutăm când vreți voi, după ce nu mai s-a luat. Dar aici erați, nu, eu altceva vă spuneam, că aici dumneavoastră veniți de pe un altfel, veniți de pe un cal alb, cum ar spune românii. Mm-hmm. Da, v-ați pierdut alegerile, v-au fost furate, cu asta sunt de acord foarte mulți români, mm-hmm. aveți o funcție importantă, aveți un clearance de la NATO, aveți toate lucrurile în regulă, le aveți în bagaje, mă rog, minus altele pe care le-am pus și eu aici pe zeci de foi. Că pot să mai scot dintre ele, dar vedeți că vă întreabă ascultătorii, că sunt întrebări legitime. E absolut ele există, legitim. Ele există și pe aș vrea să mele. Nu fie citite într-un registru electoral. Asta e singura mea rugăminte. Okay. N-am niciun fel de rezervă, de asta am și venit cu plăcere, de asta răspundem live. În carte aveți episodul ăsta? În carte? Vorbesc despre viitor. Ah, despre viitor? Da, aveți viitor. Și episoade din trecut. Și episoade din trecut. Da. Dar cred că fiecare are episoade din trecut care încearcă să le pună mai în debarat. Nici măcar nu încerc să smulg acest răspuns de la dumneavoastră cu tot prețul, dar ceea ce mă interesează pe mine este ca să avem o resetare în spațiul public, pentru că... Suntem de acord aici. Pentru că de ani de zile nimeni nu mai răspunde la întrebări. Sunt de acord cu tine. E nevoie de transparență în spațiul public. Suntem absolut de acord. Bogdan, salut! Bună ziua! Salut, Bogdan! Bună ziua! Bună ziua, domnul Geanu! Bună ziua, domnule Cătălin! O să pun și o întrebare despre viitor. A mai fost pusă, că tot ziceați că nu trecutul e trecut. Am analizat mai devreme calendarul politic pentru anul viitor și am ajuns la concluzia că alegerile prezidențiale posibil să fie în lunile noiembrie și decembrie. Ținând cont de faptul că în luna octombrie se va termina contractul dumneavoastră la NATO, iar în cazul unei candidaturi presupun că acesta trebuie întrerupt mai devreme, ceea ce se contrazice un pic cu ceea ce a spus că vreți să-l duceți până la bun sfârșit. Să trag concluzia că nu o să candidați, ținând cont de faptul că doriți să veniți Ești bun tare. Se chinuie Cătălin și toată redacția să scoată ceva de la mine și tu vii cu excelent, bravo ție, excelent, ești bun. Excelent. Cred că ai un viitor în business-ul ăsta. Nu știu dacă în politică sau în radio, poate că n-am în două. Întâmplarea face că n-am făcut parte din politică până în urmă cu 2 luni de zile. Bravo. Opa! Da, ia stai aici, că dăm publicitate, domnul Joan, o să prelungim această emisiune. Domnul Joan, ești bun de tot, Bogdan, bravo ție. Ai viitor, să știi. Excelentă întrebare. România în direct la Europa FM.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Mircea Joană este la Europa FM. Secretarul general al NATO. Aveți de răspuns la o întrebare. Bogdan e încă acolo. Mai ești, Bogdan, da? Mai sunt, mulțumesc. Deci, domnule Bogdan, haideți să-ți dau răspunsul ăsta, pentru că e singurul răspuns pe care pot să-l dau și singurul care face sens. Și eu și secretarul general suntem foarte, foarte interesați să facem o succesiune către noua echipă de conducere a NATO în condițiile cele mai profesioniste cu putință. Și nu putem să plecăm amândoi în același timp. Și atunci vom găsi formule pentru a putea ca să asigurăm un transfer dânsul către viitorul secretar general și eu către viitorul secretar general adjunct în condiții profesioniste și cum se întâmplă la prăvălii atât de serioase cum e cea încă la care lucrez. Și de acolo poți să citești un răspuns pentru că ești la început de viața politică și cred că știi ce am să spun. Nu, viața politică e una, dar experiența de analiz de business în zona de IT m-a făcut să trag concluziile și înțeleg foarte bine răspunsul unde l-ați răspunsul dat. Dar în ce partid a intrat Bogdane? Că aici, după cum vezi, avem nevoie sau încurajăm transparența, asta e ideea. Chiar de la ce partid sunt? Sau vrei să candidezi independent? Da, ia. Da, stați că e foarte interesant. De la ce partid? Nu, la Reper. La Reper. Mâine, domnul Cioloș anunță oareși ce candidatură sau poate procedează așa ca domnul Joană zice că mai vorbim în viitor. Dar mâine, așa știu eu, pe la între orele 10 și 16, domnul Cioloș zice că s-ar putea să candideze. Ce crezi de treaba asta? Mâine este un eveniment. Așa? Exact, în București, la Ramada, da. În care, pe diferite subiecte, da, știu, între care posibil să fie și acesta. Da. Așa că putem să discutăm după, înainte, atât când nu este nimic. Bravo! Bravo, excelent! Deci l-ai scuzat? L-ai scuzat pe domnul Joană, da? Mulțumesc, degeaba mă chinui să fac emisiune. Dar nu sunt avocatul nimănui. Da, dar așa s-a întâmplat, așa a căzut. Deci așteptăm luni să o luăm de la capăt. Dar domnul Cioloș e un candidat potrivit? Eu consider că oricine din țara aceasta are dreptul de a candida. Yeah. Contează după aceea mesajul pe care îl transmite și votul alegătorilor. Iar cel mai important, ca lumea să iasă la vot, Pentru că asta nu se mai întâmplă. Și oare de ce? Cine e de vină aici? Domnul Cioloș s-a dus la USR să-i ceară sprijinul pentru candidatura asta. O fi procedat corect? Stau să mă gândesc că dacă în Reper au venit foarte mulți din USR. Da. Ia întrebați-l mâine când vă duceți la conferința aia. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Da, mersi, Bogdan. Mersi mult. Domnule Joană, despre domnul Cioloș ce credeți? Cum? Cred că e un om serios. E un om serios. Un om aplicat. M-am întâlnit, apropo de europarlamentar, cu câțiva dintre colegii domniei sale, Dragoș Tudorache, cu Dragoș Păslaru. Am creat un mic grup transpartinic și transinstituțional la Bruxelles. Ne mai întâlnim când și când, schimbăm opinii și cu PSD și cu PNL și cu Reper sau USR, cine sunt. Deci, dacă decide să reintre în arenă, bravo dânsului. Nu e treaba noastră să comentăm ce vrea să decide. Mai sunt încă doi oameni la telefon, dar înainte vreau să întreb ceva care mi se pare un pic straniu, dacă mai, deși pot să-mi explic, ținând cont că e vorba de România. Dintre candidații potențiali pe care i-am numit înainte de această emisiune, am spus așa, domnii Joană, Cioloș, Ciolacu și Ciucă. Dumneavoastră și domnul Cioloș sunteți singurii care aveți carte, funcții și experiență politică, nu numai în țara asta. Cum se face că două persoane care au altă greutate decât restul lumii de prin politica românească sunt oarecum nu în cercul politicii românești, ci cumva respinși de acest cerc, de nucleul dur al ei? Dar nu văd nicio respingere, nu știu ce nu comentez ce se întâmplă cu domnul Cioloș, e problema dânșilor, dar îi dau nicio respingere. Păi dumneavoastră nu aveți partide care să vă încurajeze așa, domnul Cioloș are cel mai mic partid cu putință. Este o discuție absolut nesemnificativă.
Da. Știți cum este? Cine este... Noi la Aspen facem de fiecare dată la programe de leadership Antigona la sfârșitul programului de leadership și eu de asta sunt un pic detașat și, cum să spun, benevolent amuzat. Pentru că am uneori senzația că trăim, de fapt, scene și suntem undeva înainte de dezlănământul unei piese grecești antice. Știm cu toții dezlănământul, dar între timp actorii trebuie să joace rolul. Și trebuie să joace rolul. Și să joace și să aleargă pentru alegerile europarlamentare, să se bată pentru alegerile locale, să se bată pentru parlamentare, să se bată cine o vrea pentru prezidențiale. Deci am un sentiment de faptul că am mai fost în filmul ăsta, mă ajută foarte mult să pot să anticipez ceea ce cred că se va întâmpla în țara asta. Cine să-și facă treaba. Sunt partide, sunt lideri politici, să-și facă treaba. Întâmpla? Vor fi alegeri strașnice în România, 5 ture. Silviu, salutare, bine ai venit la România în direct. Domnul Joana este cu tine. Bună ziua, vă salut cu tot respectul. Aș avea două întrebări pentru domnul Joana, una chiar și să pun și o paranteză. Și în primul rând, începând cu prima întrebare, care ar fi, având în vedere că de la 89 și până momentul de față nu s-a schimbat elita politică, acum întrebarea fiind în paranteză, credeți că se va schimba ceva de acum încolo în România? Și a doua întrebare... Da, pe rând, păstrează-ți întrebarea. Nu, păstrează-ți întrebarea. Din păcate, m-auzi? Trăim din păcate, da? M-auzi? Hai să răspundem pe rând, așa e corect. Nu știu, eu știu că încă mai este lume de bună calitate în politica românească și în general în viața publică românească. Știu asta, cunosc multă lume și eu am pregătit multă lume, mulți lideri, inclusiv din politică de-a lungul timpului cu ONG-urile pe care le-am format. Deci eu cred că este, într-un fel, știi cum e magnetul ăla potcoavă și cum se așează pilitura de fier? Dacă dinspre zona magnetică, deci din zona superioară a politicii și a societății românești, vine un semnal că trebuie să facem lucrurile diferit, eu cred că lumea se va alinia după așa ceva. Dacă semnalul este diferit, lumea va continua să fie așa cum este acum și înțeleg frustrarea foarte, foarte multor români. Eu mai am o convingere, poate că este un pic deformată de lecturile mele despre istoria națiunii noastre. Eu știu că de fiecare dată, de la 1848 până la Cuza, până la Marea Unire, până la intrarea NATO și în UE, când au apărut momente de atât de mare transformare ca cele pe care le trăim acum, într-un fel miraculos, elita românească, așa cum este ea, mai răzlețită, mai complicată, știe să se adune și să profite de acel moment. Fără niciun fel de excepție, la fiecare moment de cotitură în istorie, elitele noastre au știut să-și facă treaba. Ori putea să-și facă treaba așa acum, nu știu, Silviu, chiar nu pot să-ți dau un răspuns la asta. Dar știu că dacă de undeva, din vârful societății, din vârful statului, din vârful business-ului, din vârful societății civile, vine un semnal că e nevoie să ne autodepășim pentru că vin vremuri foarte complicate, eu cred că acolo avem încă o șansă să găsim resursă umană care să-și facă treaba pentru țara asta. Asta e convingerea mea. Poate că mă înșel. Din păcate, să înțeleg că și dumneavoastră sunteți de acord că o să vină vremuri complicate. Vă rog să mă scuzați un pic de tremuratul din voce pentru că încerc să-și conduc și să-și vorbesc. Domnule, fii atent să nu faci vreo aiureală pe domn. Nu. Nu. Este destul de experiență. Și a doua întrebare, care, așa ca o dezamăgire pentru poporul român, care s-a săturat, într-adevăr, de așa de mulți parlamentari, deputați, s-a făcut o scară, să spun așa, în politica românească, încât nu se știe care e ăla drept și ăla corupt, pentru că asta e lumea în care trăim, de fapt, și de drept. Dar cei din diaspora, dacă o să-și pună cuvântul pe aur, părerea, acum vine întrebarea, ce credeți că va schimba aur? Și vă rog frumos din suflet să răspundeți, chiar dacă este off record, dar o singură dată atâta puteți să fiți sinceri. Nu, încerc să fiu sincer de fiecare dată, mă rog, limitele jobului sunt limitele jobului. Eu cred că diaspora românească, unul,
nu trebuie să vorbim despre ea odată la 5 ani sau odată la 4 ani, că sunt alegeri. Este o problemă uriașă. Sunt jumate, unul din doi din tinerii României sunt plecați din țară. E o problemă imensă a acestei țări și nu suntem organizați și nu știm să lucrăm cu dânsii. Faptul că au o preferință politică sau alta, rămâne de văzut ce se întâmplă până la prezidențiale. Primul test vor fi europarlamentarele. Asta pot să spun eu ca om care a participat la alegeri europarlamentare în tinerețe. Și acolo vom vedea care e nivelul de mobilizare pentru AUR, pentru alte partide acasă și în diaspora. Va fi un foarte bun indicator pentru ce se poate întâmpla în viitor. Eu nu vă spun un lucru pentru că știu că este un subiect. Eu cred că sistemul actual în care acordăm a 5 milioane de români și 1,5 milioane de basarabeni cu cetățenie, câte 7-8 blocuri în Parlament, mi se pare că trebuie modificat, nu e ok. Eu știu că cei de acasă spun, votează cei de afară, n-au treabă cu noi și ne schimbă destinul. Dar pe de altă parte, cred că trebuie să le oferim celor din diaspora o șansă să voteze. Mulțumesc. Iar la turul 2 sunt convins că vor veni în număr foarte mare la prezidențiale. Trăiesc acolo, vorbesc cu dânsii, vor veni în număr foarte mare. Cu cine vor vota, rămâne de văzut. Silviu, îți mulțumesc tare mult. Alina, salutare! Alo! Salut! Nu fi timidă! Bună ziua! Dacă a sunat, înseamnă că nu-i timidă. Bună, Alina! Da, bună ziua! În primul rând vreau să felicit toată echipa și în special pe invitatul dumneavoastră. Este un om de valoare și nu că vreau să-l laud, dar cred că cine ajunge în funcția pe care o ocupă dânsul nu ajunge chiar degeaba. Ceea ce a dovedit și timpul, pentru că am fost foarte dezamăgită în momentul în care a pierdut alegerile. Să zicem între ghilimele pierdut, pentru că nu a fost o chestiune corectă. Și vreau să-l întreb pe domnul Geoană dacă, să zicem, va candida. Și se poate întâmpla și scenariul care nefericit care s-a întâmplat. Ce sentimente o să aibă? Sau mă gândesc. Să sperăm că nu o să fie așa, dar fiind un om puternic... Nu știu, știi, să traduc eu întrebarea. A fost un moment istoric nefericit din punctul meu de vedere și sper să nu se mai repete. Stai, i-a plăcut abordarea ta, vrea să o accentueze. Păi trebuie să răspundeți. Da. E o vorbă la români, ce nu te omoară te întărește. A doua chestiune este legată de faptul că și nu spun asta ca să mă aflu în treabă. Sunt alt om acum. Sunt alt lider, am altă experiență. Am digerat și eu lucrurile care poate și eu nu le-am făcut bine la vremea mea. Nimeni nu face tot timpul lucruri bune. Deci a spune că sunt un om mult mai puternic astăzi și mult mai liniștit. Și dacă e să fac politică, am să o fac cu succes. Dacă am să fac, am să fac cu mare succes și nu doar pentru niște alegeri, ci pentru anii care vin. Dacă nu voi face, voi avea o viață de succes în continuare. Cu siguranță. Am o curiozitate. Uitați-vă în retrospectivă la atâți ani. Au trecut mulți ani. Care-i sentimentul care v-a rămas în suflet după episodul ăla? A fost o perioadă foarte grea. A fost o perioadă, cum să zic, psihologic, emoțională, foarte, foarte, foarte grea pentru mine și pentru cei apropiați. Foarte greu a fost. Unul să știi că ai câștigat și că te trezești. Adică nu mai gândul că te duci noaptea la culcare, președinte, și nu ești a doua zi, e complicat. După aia să vezi și suita de consecințe ale chestiunii astea. Dar regretați că v-ați dus la culcare noaptea? Eu cred că mi-am pus în ordine emoțional și sentimental și omenește acel episod. Și de asta nu mă uit nici cu răzbunare înapoi, n-am niciun fel de animozitate particulară față de nimeni. Cred că m-a ajutat puțin și faptul că am ieșit din politică și m-am relativizat importanța acelor lucruri. Cred că stai un om mai bun și un om mai puternic și un om mai pregătit pentru a face față oricăror situații în viitor. Oricum, sincer, la momentul respectiv nu era o persoană pe care România o merita.
Deci, sincer. Da, mulțumesc. Deci, la fel. Deci, lăsați până la proba contrarie. Acum, păcate, un pic. Nu sunt cuvinte de laudă, este doar pura realitate. Am 37 ani în străinătate, deci pot să vă spun despre toată chestiunea asta cu orientările acestea pe care le are România, nu ne îndreptăm nici într-o direcție bună, poate chiar nici într-o direcție, din păcate. Și să știți că eu consider că partidele ar trebui să alerge după dumneavoastră să candidați și nu să fie viceversa nici într-un caz. Deci ar trebui partidele să se gândească foarte bine și cred că ar trebui să alerge după dumneavoastră să candidați. Dacă într-adevăr ne vor binele, ia răspundeți la asta, vă rog frumos. Am răspuns printr-o parabolă cu Grecia antică. Lăsați partidele să își consume și să-și facă treaba pe care au o groază de alegeri până la prezidențiale. Aha. Dezordământul cred că este relativ clar pentru toată lumea. Alina, mulțumesc tare mult. O să luăm ultimul telefon de la Iulia. Aș mai avea și eu două, trei întrebări. Iulia, salutare! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult că m-a lăsat și pe mine să vorbesc. Aș avea pentru domnul Joana o întrebare. Spunea că 80% din PIB sau bogăția țării vine de la cele mai dezvoltate 10 orașe din România. Aici inclus sunt, bineînțeles, Timișoara. Dacă un președinte vrea să fie atent la nevoile tuturor zonelor, inclusiv cele mai puțin dezvoltate, ce va însemna pentru Timișoara și pentru celelalte orașe? Iau Timișoara ca exemplu pentru că deja știm că suferă, fiind o discrepanță între culorile politice de la noi și culorile din guvern. Mulțumesc pentru întrebare. Voi fi cu cartea pe 9 decembrie la Timișoara. O să fie o discuție cu Mihai Morar și alți prieteni acolo. Deci dacă îți face plăcere să vii, să ne întâlnim cu mare drag. Ce se întâmplă? Eu când spun că trebuie să ridicăm și restul țării, nu spun că trebuie să limităm rolul marilor orașe. Ele au un rol de locomotivă, fără îndoială că da. Numai că nici ele nu se mai pot dezvolta. N-au forță de muncă, dacă te uiți la întreprinderi, trimit autobuzele la 10-10 de kilometri ca să aducă forță de muncă, oamenii ăia săraci sunt obosiți și nervoși. Deci dacă vom reuși să creștem, cum fac englezii, se numește leveling up la ei, eu aș spune provincia la putere, o numesc eu ca mesaj. Dacă am crește puțin și Lugojul, dacă am crește puțin, chiar dacă e bătaie între galeriile, între Arad și Timișoara și e competiție foarte mare, totuși sunt două orașe mari care dacă ar găsi un pic de colaborare. La fel cum în partea alta a țării, între Galați și Brăila, este o rivalitate istorică incredibilă, au 20 de kilometri între ei. Dacă reușesc să-și facă aeroportul pe care și-l propun împreună, va fi a doua conurbație după București, 100.000 de oameni. Deci eu nu spun că nu trebuie să ajutăm în continuare orașele mari, cu zone metropolitane, cu alte lucruri, dar dacă nu creștem și restul țării, orașele mari se vor sufoca și ele ușor, ușor, pentru că n-a de unde să mai crească. E simplu. E o chestie economică, e și socială, iar de recunosc că e și o chestie socială, dar e și o chestie economică și cred că face sens pentru toată lumea. Mulțumesc tare mult, Iulia. Ne apropiem de final. Trei scurte de pe mesaje. Ștefan, locuiesc în Anglia. Dacă domnul Joana va candida, mă rog, nu știm, cât de axat este pe protejarea mediului și dați un exemplu de legislație pe care l-ați propune în Parlament din punct de vedere al mediului. Am și spus-o la Universitatea Petrol și Gaz. Apropo, sunt și la Londra cu cartea pe 3 decembrie, cred, dacă îți face plăcere să vii să ne vedem cu mare drag. La Bruxelles pe 30, cred că o lansez. E mai simplu că acolo muncesc. Eu am și spus un lucru. Președintele când a venit regele Charles la Paris în vizită de stat, acum vreo două săptămâni, a propus Franței, reinterpretând vechea antantă cordială între Franța și Anglia din primul război mondial, să fie o antantă cordială Franța-Anglia pentru protecția mediului și biodiversitate. Și atunci eu am spus-o că eu, dacă aș fi în situația să decid, m-aș duce și m-aș lipi de regele Charles, cel mai mare prieten al României și cea mai puternică voce care vorbește despre frumusețea țării ăsteia noastre, și m-aș duce și cu președintele Macron, care a zis că toți copiii de la clasa 6 în sus trebuie să planteze până în 2030, cred că 1 miliard de noi arbori în Franța. România nu e Franța, dar nici departe nu e ca suprafață. Deci m-aș duce extrem, extrem de energic către protecția mediului, biodiversitate, economie circulară, e multă treabă de făcut. E o țară atât de frumoasă, e păcat de Dumnezeu. Trebuie să ne zică regele Charles că avem o țară frumoasă și să avem grijă de ea? Ce lucru ați schimbat la organizarea prezidențială, întreabă Lucian? O spun în carte. Dacă ar fi să spun ceva, eu cred că noi nu am adaptat
în instituția prezidențială și în relația instituției prezidențiale cu guvernul și cu parlamentul, faptul că președintele României reprezintă țara la Consiliu, în Consiliul European. Deci cred că aici a trebuit găsit un mecanism în care, înainte de participare la consilii, să te duci la guvern, să vină dânsii la tine, să discuți și cu parlamentul, să vezi miniștrii care după aia trebuie să se ocupe de chestia asta. Și dacă ar fi după mine și ar fi un prim-ministru care, are, în mod evident, competențe economice, l-aș mai lăsa să se ducă în locul președintelui la un Consiliu European când și când, când se discută bugete, pentru că, până la urmă, guvernul și parlamentul au nevoie să facă... A schimba în zona asta, dincolo pe zonă militară de servicii, lucrurile sunt destul de clare. Aici a schimba modul de lucru, pentru că am sentimentul că se poate face o sincronizare și o coordonare și o echipă mult mai solidă pe probleme europene. Mai aveți o întrebare. Bine, aveți sute de întrebări, dar asta e chiar interesantă. Ce cumpărați cu 100 de lei? Asta e ironie, numai... Am zis că sunt amuzat și detașat. Nu e ironie. De ce? E o întrebare... E ironie, nu mă băgați. Asta că iarăși indirect, nu vreau. N-am vrut să fiu ironic, serios. E întrebare serioasă pentru că domnul Ciolacu a pus-o ca întrebare serioasă. Grija cea mai mare este ca nu cumva să rămână inflația foarte sus. Hai să răspund invers la asta. Sunt foarte preocupat de faptul că pusei inflaționiste o să mai vină, sunt preocupat de deficitele foarte mari pe care le avem, sunt foarte, foarte îngrijorat de faptul că banul este foarte scump în România. Deci ca automat suta de lei devine tot mai mică. Ați fi de acord cu o mărire a cotei unice la 16% sau cu o cotă progresivă? Ambele variante, cum să spun, ideologic aș merge către progresiv, pragmatic aș merge către o chestiune care să funcționeze mai bine. Vă spun și în carte, fie o cotă unică pe bune, fie cotă progresivă care să-și facă treaba. Nu pot să închei decât rotund mesaj de pe WhatsApp. Spuneți că nu faceți campanie încă, însă în ultima vreme vorbiți în public foarte mult în acest context. Spuneți că lumea citește diferit. Dar, domnule Joana, nu cumva mergeți către un moment în care veți spune: oamenii vorbesc despre mine atât de mult că voi candida, eu tot spun nu, dar iată, poporul mă vrea și eu mă supun poporului? Doamne, ce frumoasă încheiere emisiunii! Deci da? Deci la timpul potrivit. Mircea Joana, secretarul general adjunct al NATO, mulțumesc că v-ați ieșit din rol astăzi. Credem că are timpul potrivit. Eu mă gândesc că ne așteaptă un an complicat și vă mai aștept în studioul ăsta și încurajez toți politicienii să vină să răspundă la emisiunea asta, care e al naibii de grea și de complicată atunci când te trezești cu oamenii față în față. Eu vreau să vă mulțumesc și vouă și echipei voastre și celor care și-au rupt din timp să ne pună câteva întrebări. Mulțumesc, o emisiune super, super strașnică. La 6, la Romexpo. Spor la treabă tuturor! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.